Bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Zilele culturii călinășciene la Onești. Ziua eroilor printre averse de ploaie. Start festivalului istoric de la Târgu Ocna. Încep zilele culturii călinășciene 2024 la Onești. Este vorba de cea de-a 52-a ediție. Evenimentul este organizat de primărie, de Fundația Națională George Călinescu, de Biblioteca Municipală Radu Rosetti. Manifestările încep pe 14 și 15 iunie 2024. Prezenta ediție reia seria colocviilor anuale după pauză impusă de pandemie și de alți factori obiectivi, cu speranța că va fi un nou început. Vineri 14 iunie de la ora 10 la Colegiul Național Dimitrie Cantemir se va derula ștafeta cărți cu scriitori și critici literari de prestigiu din București, Iași și Bacău, precum Șerban Axinte, Ștefania Mihala, Adrian Jicu, Florina Porjol și mulți alții. Directori de publicații și redactori vor prezenta revistele de cultură Ateneu, Carmen Mihalache și Ștefan Radu, Plumb, Dumitru Brăneanu, 13+, Petre Isache și revista liceenilor Divanul, Foaia de literatură, Luminele locului. Vineri seară de la ora 17 va avea loc deschiderea oficială a manifestărilor în aula bibliotecii Radu Rosetti. După salutul primăriei vor deschide evenimentul profesor dr. Emilia Boghiu, președinta Fundației Naționale George Călinescu, și Onustenie, directorul Bibliotecii Municipale Radu Rosetti. Se va acorda premiu pentru întreaga carieră poetului, profesorului și promotorului cultural Constantin TH Ciobanu, care a înființat Fundația Călinescu și care a poziționat Oneștiul în fruntea listei de evenimente culturale din România. În acest moment, profesorul Gabriel Fornica Livada va susține o laudatio. În această zi se va marca împlinirea 125 de ani de la nașterea lui George Călinescu prin alocuțiunile profesorului universitar dr. Nicolae Mecu, profesor universitar dr. Lucian Chișu, directorul Institutului George Călinescu din București, conferențiar universitar dr. Ioan Dănilă și a cercetătorului științific Angelica Helena Marinescu. Profesor dr. Bogdan Romandaș va prezenta un scurt istoric al zilelor culturii călinășciene, iar în încheiere va avea loc vernisajul expoziției In Memoriam Vlad Ciobanu, organizată de sculptorii Ion Ciobanu și Alexandru Ciobanu, apoi concertul cameral de vioară și pian susținut de Raluca Dobre și Edit Arva. Sâmbătă 15 iunie de la ora 10 în aula Bibliotecii Municipale se va desfășura colocviul cu tema Călinescu recitit. Va urma tradiționalul recital liric Poetul în cetate, iar manifestările se vor încheia cu o provocare a publicului pentru a se marca comemorarea 135 de ani de la moartea lui Mihai Eminescu. Carrefour România a inaugurat oficial primul hipermarket din Bacău în cadrul centrului comercial Supernova. Ca urmare a integrării magazinelor Cora de format mare în universul Carrefour, rețeaua de hipermarketuri a retailerului ajunge la 57 de magazine deschise la nivel național, unul dintre acestea fiind remodelat și rebranduit în municipiul Bacău. La eveniment au fost primarul Bacăului, Lucian Daniel Stanciu Viziteu, președintele Consiliului Județean Bacău, Valentin Ivancea, dar și ministrul mediului Mircea Feche. Și să știți că nu știu cât sunt eu de bucuros, soția mea sigur este. Pentru că este unul dintre clienții cei mai fidili din această zonă, pentru faptul că eu locuiesc în cartier, în acest cartier, iar la mine a face cumpărături din această zonă e obișnuit. Lăsând deoparte gluma, dar cu sâmburi de adevăr, contează tare mult faptul că dumneavoastră promovați producătorii locali. Este extrem de important, atât pentru economia județului, cât și pentru economia municipiului, faptul că avem producători locali în magazinele noastre și vă garantăm și faptul că sunt de o calitate superioară. Și produsele care se vor vinde în magazinul noastră, sunt convins că veți vedea la un an de activitate ce apreciate vor fi, tocmai pentru faptul că va exista un punct de desfacere, o vânzare a produselor locale din Bacău, a unui brand din Bacău, și felicit aici pe domnul președinte Agricola Internațional, care a reușit să ducă dincolo de granițele naționale, în doar județene, a brandului Agricola. Iar faptul că în Bacău vine investitori de talia noastră, e un semn foarte bun pentru noi, din administrația locală.
Și mai e un aspect care e, pentru noi este extrem de important, crearea de locuri de muncă. Cred că ușor, ușor, Bacău poate deveni un magnet, un magnet pentru investitorii și cei din interiorul județului Bacău și cei din afară Bacăului, să vadă ce oportunități în Bacău și faptul că dumneavoastră ați venit aici, pentru noi reprezintă un semnal foarte clar din partea Consiliului Județean, veți avea, ca întotdeauna, o colaborare deschisă, onestă și transparentă. Vă mulțumim și vă dorim mult succes! Vă salut nu neapărat în calitate de ministru al mediului, apelor și pădurilor, ci în calitate de băcăuan și de vecin aici, în apropiere. Stau și mai aproape de Carrefour, mai nou decât stă domnul Ivancea. Și trebuie să vă mărturisesc că am o mică îngrijorare, pentru că nu sunt convins că voi mai găsi atât de repede la raft, odată cu rebranduirea magazinelor, toate produsele pe care mi le pune soția în listă, însă cu aplicația despre care ați vorbit mai devreme s-ar putea să mă descurc mai ușor. Lăsând gluma la o parte, n-am să mă refer și eu la producătorii locali, despre care trebuie să admit că, în general, se vorbește mult și poate că ar trebui să facem mai puțin. În județul Bacău am întâlnit extrem de mulți producători locali de diferite produse, legumicultori. Chiar ieri discutam cu cei din zona Pâncești, din zona Dieneț, niște oameni extrem de muncitori care cred eu că ar putea, fără îndoială, să colaboreze și cu marii comercianți din Bacău, cu marii retaileri și sper să reușim să avem în viitor astfel de produs, astfel de colaborări. În ceea ce privește eficiența energetică a magazinului și modul în care ați înțeles că împreună putem face România mai curată prin sistemul garanție returnare, nu pot decât să vă mulțumesc. Alături de Carrefour România am avut primele discuții despre SGR în cadrul conferințelor organizate fie la Minister, fie la Camera de Comerț și Industrie franceză. Am simțit mereu că mă pot baza pe niște parteneri serioși precum Carrefour România și din acest punct de vedere țin să vă transmit astăzi aprecierea mea. Sper să deschideți cât mai multe magazine și aici, în județul Bacău, la fel cum sper să constatăm împreună că și micii producători, și cei tradiționali, și cei locali vor putea să beneficieze de oportunitățile pe care dumneavoastră să le puneți la dispoziție. Mulțumesc frumos! Anul acesta, Ziua Eroilor a fost sărbătorită printre averse de ploaie. La Onești, manifestările au început încă de la primele ore ale dimineții. Cu toate că vremea a fost una ploioasă, un mare număr de participanți au asistat la ceremonia de comemorare a eroilor. Hristos a înălțat! Comemorăm astăzi Ziua Eroilor, eroi care s-au jertfit pentru ca noi să putem trăi liber și în demnitate. Nu ne rămâne decât să nu-i uităm, să-i cinstim și să ne rugăm la Dumnezeu pentru sufletele lor. Dumnezeu să ierte! Astăzi, 13 iunie, un public numeros format din echipa de conducere a administrației publice locale, directori ai principalelor instituții de învățământ, au fost prezenți la ceremonia de celebrare a eroilor de la Dofteana, Dărmănești, dar și Comănești. Hristos a înălțat! Vă mulțumesc, doamna viceprimară, pentru faptul că ați dat cuvântul. Alături de noi, ca invitat, se află domnul deputat Vasile Budacă și pe parcursul desfășurării evenimentului e posibil să mai apară și alte personalități de la conducerea județului Bacău. Programul nostru de astăzi, de la anunțat doamna viceprimar, dar în afară de programul artistic, după programul artistic al dumneavoastră, urmează
serviciul religios, oficiali preoți catolici și ortodoxi din localitatea noastră, după care depunerea de coroane de flori, chiar dacă vremea nu ține cu noi, dar este mai bine așa faptul că flouă, dacă plouă știți ce se întâmplă, este foarte bine. Da, nu v-aș reține mult, știți cu toții că la înălțarea Domnului la Cerul, cu toții sărbătorim și ziua eroilor, eroi care, datorită dumneavoastră, noi astăzi suntem aici. Știm cu toții, în anul 1930 s-a înălțat în curtea primăriei Dofteana un monument pe vremea când era la conducere regele Mihai, în anul 1930, pe data de 29 decembrie, a fost inaugurat și în aceste condiții, astăzi îl avem drept monument a eroilor din localitatea noastră. Astăzi ne adunăm pentru a comemora două evenimente deosebit de importante în cadrul nostru național și spiritual. Înălțarea Domnului și Ziua Eroilor. Aceste momente ne oferă prilejul de a reflecta asupra valorilor și sacrificiilor cu care ne definesc ca națiune. Înălțarea Domnului, sărbătorită la 40 de zile după Paște, marchează momentul în care Iisus Hristos s-a înălțat la cer, oferindu-ne speranța vieții veșnice și întărindu-ne credința. Această sărbătoare ne amintește de importanța spiritualității în viața noastră și ne îndeamnă să căutăm mereu lumină și adevăr în drumul nostru. Ziua Eroilor, celebrată în aceeași zi, este dedicată celor care au luptat și și-au sacrificat viața pentru libertatea, independența și integritatea României. Eroii noștri, prin curajul și devotamentul lor, ne-au oferit un exemplu de patriotism și dragoste de țară pe care trebuie să-l păstrăm viu în inimile noastre. Astăzi ne întâlnim la Cimitirul Internațional al Eroilor din Comănești, un loc sacru unde odihnesc eroi din diverse națiuni care au luptat pentru o cauză comună. Prin omagiul pe care îl aducem eroilor noștri în acest loc deosebit, ne angajăm să continuăm moștenirea lor de onoare și demnitate. Este datoria noastră să cinstim memoria lor și să ne asigurăm că valorile pentru care au luptat vor fi transmise generațiilor viitoare. De asemenea, este momentul să ne unim în rugăciune și recunoștință, mulțumim pentru sacrificiile făcute și pentru binecuvântările primite. Să ne amintim că asemenea înălțării sacrificiilor eroilor noștri, nu a fost în zadar. Ei ne-au arătat că prin credință, curaj și unitate putem depăși orice obstacol și putem construi un viitor mai bun. De ziua învățătorului de la ora 9, școala gimnazială Liviu Rebreanu din Comănești și-a deschis porțile după un amplu proces de modernizare și reabilitare. La eveniment au fost Ligia Deca, ministrul educației, Mircea Fechet, ministrul mediului, deputat Cătălina Ciofu, subprefectul Jitaru Narcis, profesor inspector general adjunct Ida Vlad, inspector general adjunct Lavinia Misăilă, inspector Mocondoi Daniela și un numeros obor de preoți, oficialități locale și județene. Și nu în ultimul rând, părinți și elevi, dar și cadre didactice. Onorați invitați, dragi colegi, elevi și părinți, echipa managerială a școlii, formată din director Șișca Maria Laura și director adjunct Pădureanu Carmen Ionela, vă urează bun venit la școala gimnazială Liviu Rebreanu în această zi de mare sărbătoare. Alături de domnul primar Viorel Miron, primarul orașului Comănești, ne onorează cu prezența doamna Ligia Deca, ministrul educației. Domnul Mircea Fechet, ministrul mediului. Doamna deputat Cătălina Ciofu. Domnul Jitaru Narcis, subprefect al județului Bacău.
și fost elev al școlii. Doamna Ida Vlad, inspector general adjunct al ISJ Bacău. Doamna Misăilă Lavinia, inspector general adjunct al ISJ Bacău. Doamna Mopodoi Daniela Cristina, inspector la învățământul primar al ISJ Bacău. Domnul Ciobanu Adrian, viceprimarul orașului Comănești. Comandanța structurilor MAI, ISU, Jandarmerie, Poliție. Director ai școlilor din oraș, consilier local. Pentru sfințirea școlii avem alături de noi un sobor de preoți coordonați de Părintele Prepeliță. M-ați auzit, da? De Părintele Prepeliță. Astăzi, pentru școala românească, este o zi specială. 5 iunie, ziua învățătorului, iar pentru noi, comunitatea noastră, este o dublă sărbătoare. La mulți ani, dragi învățători, și bine ați venit într-o școală nouă! Acum 43 de ani, în 1981, aici s-a ridicat o școală nouă cu numele de școala numărul 10, cu doar 6 clase și 13 cadre didactice. În 2003, școala a primit numele de școala gimnazială numărul 7, iar din septembrie 2011 a devenit școala gimnazială Liviu Hebreanu Comănești. Și fără falsă modestie, a rămas tot o școală de nota 10. Datorită muncii susținute a colectivului de cadre didactice și a colaborării strânse cu părinții și comunitatea locală. Avem astăzi 27 de clase de elevi și 3 structuri arondate. E minunat și în același timp impresionant să duci mai departe crezul înaintașilor și să te poți ridica la nivelul așteptărilor. Lumea este în continuă mișcare. Ne dorim tot ce e mai bun, ne dorim o școală ca afară. Și iată că astăzi dorința a devenit realitate și proiectul o certitudine. Datorită domnului primar Viorel Miron și a echipei pe care o coordonează, intrăm astăzi într-o școală complet reabilitată și dotată cu echipamente de ultimă generație. Și toate acestea doar într-un an și 3 luni. Mulțumim foarte mult pentru efortul depus tuturor celor care s-au implicat în realizarea acestui proiect. Vom continua să menținem numele școlii de nota 10 pentru a onora efortul înaintașilor și a tuturor celor care astăzi ne primesc cu urarea de bun venit într-o școală nouă. Iată că a venit și ziua aceea când ne aflăm astăzi pentru a intra pentru prima dată în această școală renovată la cele mai înalte standarde. Și iată că dacă au fost discuții că nu se va termina, că, mă rog, tot felul, cu ochii noștri vedem astăzi că tot ceea ce ne-am propus am și realizat. Nu vreau să vă țin, vreau să înmânez microfonul doamnei ministru, pentru că este cea mai mare onoare pe care o putem avea astăzi, să fie alături de noi ministrul Educației. Mulțumim frumos, doamnă! Bună dimineața și la mulți ani de ziua învățătorului! Este o zi absolut superbă și este o zi minunată în același timp pentru a vedea atâți copii și atâți părinți și atâtea cadre didactice cu toții entuziaști ca o nouă școală. O școală pe care înțeleg că o așteptau de mult și pe care au venit astăzi într-o zi liberă altfel, o zi de sărbătoare în sistemul educațional, să o vadă. Am intrat și eu puțin și am văzut cât de bine este realizată lucrarea, arată
aș zice eu, mult mai modern decât multe școli pe care le-am văzut în interiorul marilor orașe și pentru asta aș dori să felicit pe toți cei implicați, pe domnul primar, pe doamnele director, pe cei care au realizat construcția. Cred că este excepțional că avem școli bine dotate, spațioase, luminoase și mai ales eficiente energetic. Școlile, iată că devin astăzi pionieri în ceea ce înseamnă sustenabilitatea, pentru că astăzi este și ziua mediului, nu este doar ziua învățătorului. Rămân impresionată de pasiunea cu care autoritățile publice locale, care au înțeles importanța copiilor pentru viitor, investesc în infrastructura școlară. Și nici eu nu doresc să vă țin mult, pentru că cred că abia așteptat să vorbesc cum arată școala. Nu doresc decât mult succes, îmi doresc să vă bucurați de ea, îmi doresc ca orice nevoie aveți să fie adresată și de către domnul primar, care este unul dintre primarii destoinici care investesc în școală și cred în școală și își bazează comunitățile și dezvoltarea lor pe școală. Și să mulțumesc tuturor celor care mi-au făcut această bucurie ca de ziua învățătorului să împărtășesc cu dumneavoastră minunea unei școli noi. Și acum ne aducem aminte, Spiru Hareț a dezvoltat tot ceea ce înseamnă rețeaua actuală de școli. La mulți ani și să vă bucurați de noua școală! Utidava, Târgu Ocna, lumea războinicilor și cuceritorilor prinde viață la Festivalul de Istorie Antică. Într-un spectacol unic desfășurat pe parcursul a două zile, este vorba de sâmbătă 15 iunie și duminică 16 iunie. În Parcul Măgura din orașul Stațiune Târgu Ocna, spectatorii vor fi transportați în timp pentru a trăi realitățile unei lumi pline de războinici și cuceritori. Festivalul de Istorie Antică promite o experiență fascinantă, aducând la viață perioada carpilor liberi și Antichitatea Romană, într-o reconstituire istorică de excepție. Evenimentul va fi punctat de confruntări spectaculoase, având în centrul lor Legio a VI-a Ferrata, o legiune romană renumită pentru curajul și disciplina sa militară. Într-un scenariu demn de filmele epice, Legio a VI-a Ferrata va încerca să cucerească carpii liberi în cadrul unui plan ambițios de expansiune asupra teritoriilor dacilor liberi. De lungul festivalului, vizitatorii vor avea ocazia să urmărească bătălii intense, să cunoască strategii militare ale romanilor și ale carpilor și să interacționeze cu reenactorii dedicați, care vor aduce în prim plan detaliile vieții cotidiene din acea perioadă. Participanții vor putea explora taberele militare, vor asista la demonstrații de luptă și vor descoperi meșteșugurile și tradițiile antice. Unul din punctele culminante ale festivalului va fi confruntarea directă dintre Legio a VI-a Ferrata și carpii liberi. Rămâne de văzut dacă legiunea romană va reuși să-și îndeplinească planul de cucerire sau carpii liberi își vor apăra cu succes teritoriile. Tensiunea și anticiparea vor fi la cote maxime, iar spectatorii sunt invitați să fie martori la deznodământul acestei lupte epice. Festivalul de Istorie Antică este un eveniment destinat întregii familii, oferind activități și ateliere pentru toate vârstele. Copiii vor avea ocazia să participe la jocuri inspirate din antichitate, să învețe despre echipamentele de luptă și să descopere secretele vieții de soldat roman. Nu ratați această incursiune spectaculoasă în trecut, unde fiecare moment va fi o lecție de istorie și aventură palpitantă. Haideți să vedem dacă Legio a VI-a Ferrata va triumfa sau carpii liberi vor rezista invaziei romane în cadrul unui festival care promite să fie de neuitat. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Sâmbătă 15 iunie, vremea se menține caldă, maxima zilei ajunge până la valori de 25 de grade Celsius, iar minima pe timpul nopții scade până la 13 grade Celsius. Duminică 16 iunie, vremea se mai încălzește, maxima zilei ajunge până la valori de 27 de grade Celsius, iar noaptea minima scade până la 15 grade Celsius. Luni 17 iunie, vremea se menține caldă, maxima zilei ajunge iarăși la valori de 28 de grade Celsius, iar noaptea minima scade până la 16 grade Celsius.
Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.